Avem o vituperație a doamnei Clotilde Armand, da? Cum îi place domniei sale să spună, singura bebelușă albă dintr-o maternitate din Guadalupe. Deci, cumva, doamna este o deosebită, fie vorba între noi. Acum a găsit de cuvință chiar la Bruxelles să ne facă de râs în continuare, atacând fără niciun fel de scrupul justiția din România, supărată fiind doamna, de faptul că, ce să vezi, are plângeri penale cu duiumul vis-a-vis de activitatea domniei sale ca primar. Însă, amestecând o română neoșă cu o franceză aproape de perfecțiune, doamna a reușit să se facă mai mult de râs decât de plâns. Pentru a vorbi despre democrație, trebuie să vedem care este statutul opoziției în România. Ce se întâmplă unui primar care este în opoziție? Este hărțuit. Sunt multe plângeri penale care sunt depuse împotriva lui. În cazul meu, e vorba de 25 de plângeri penale, care toate au fost clasate, în afară de una. Într-o țară democratică, trebuie să ne asigurăm că opoziția are acces la un proces electoral fără obstacole. Adică să fim lăsați să candidăm, opoziția să fie respectată. Statutul opoziției este extrem de important într-o democrație. Fără opoziție nu există democrație. Deci, ca să vă traduc ce a spus doamna pentru cei cu urechea fină, am avut le 25 de plângeri penale, toate au fost clasate în afară de una, în care am calitate de, și anume, inculpat în proces pentru primire de foloase necuvenite și abuz în serviciu. Da? Un lucru care ne-așa rezonează perfect cu mesajul opoziției, fără penali în funcții publice. Dar acum știți la cine vine toată povestea asta. Vine la PSD și la PNL. Și o să vin la doamna Trăilă, bună ziua. De ce, doamnă, o hărțuiți pe doamna Armand, singura nevinovată dintr-o țară de vinovați? Dar nu mi-aduc aminte ca Partidul Național Liberal să-i fi formulat vreo plângere penală doamnei Armand. Pe de altă parte, cred că orice primar în funcție trebuie să-și asume ceea ce face și nu e primul primar care beneficiază, între ghilimele, de astfel de plângeri penale. Să ne aducem aminte că în trecut, ori de câte ori se formula o plângere penală împotriva unui primar al Partidului Național Liberal sau chiar al PSD-ului, era din stat un penal. Simpla formularea unei plângeri penale nu face altceva decât să deschidă un dosar de cercetare penală și, ce să vezi, să ne aducem aminte că primarii generale ai capitalei, de exemplu, de-a lungul vremii au avut câte 500 de plângeri penale. Ca așa se întâmplă. Un om nemulțumit se duce, face o plângere și iată un organ de cercetare penală verifică. A, în cazul doamnei primar există și un dosar în care are calitate de suspect. Tot la fel există o prezumție sau inculpat, mă rog, nu știu detaliile acestui dosar, dar pe de altă parte există o prezumție de nevinovăție pe care, iată, cei din USR au uitat de ea atunci când noi vorbeam de primarii noștri. Acum spun că sunt hărțuiți de către sistemul judiciar și de către organele de cercetare și de către parchete. Eu cred că trebuie fiecare să-și facă datoria, să-și asume ce a făcut în mandatele respective și să lăsăm justiția, nu-i așa, să-și facă datoria.